Sierra Quadrant, administratorul judiciar al Elcen, a înregistrat la grefa Tribunalului București noul plan de reorganizare a Elcen. Acesta urmează să fie supus aprobării în următoarea ședință a adunării creditorilor. Principalele motive care au condus la modificarea precedentului plan de reorganizare sunt, potrivit Sierra Quadrant, de natură externă activității Elcen, respectiv insuccesul primăriei capitalei de a înființa o companie care să preia activele Elcen așa cum fusese prevăzut inițial, refuzul municipalității de a-și asuma răspunderea pentru creanțele Radet rezultate în urma neplății subvenției de către primărie, precum și deschiderea procedurii de faliment în cazul Radet, care face puțin probabilă reorganizarea acestei societăți. Noul plan de reorganizare, care prevede soluția transferului de afacere, acordă în continuare prioritate municipiului București sau societăților indicate de acesta în vederea achiziției activelor la valoarea de piață determinată de către evaluator în vederea realizării SACET București. În cazul în care primăria capitalei nu îndeplinește din nou condițiile necesare preluării activității Elcen în urma discuțiilor avute și a intenției manifestate în mod expres de către oficialii Ministerului Energiei, această instituție guvernamentală are posibilitatea de a achiziționa activele Elcen fie în mod direct, fie prin intermediul societăților în care acestea au calitate de acționar sau unei entități noi ce urmează a fi înființată în acest scop și care poate să aibă în acționariat și primăria municipiului București sau entitățile din subordinea acesteia. Sierra Quadrant arată că dacă nici primăria și nici Ministerul Energiei nu vor comunica în scris intenția neechivocă și necondiționată pentru preluarea activelor Elcen, acestea vor fi vândute în condițiile legii către orice companie care îndeplinește criteriile legale și de viabilitate, indiferent de structura acționariatului acesteia sau de natura capitalului autohton sau străin.